Bine v-am găsit la o nouă ediție Mapa Antreprenorială. Sunt Gabriela Dragomir, fondator și CEO Brainstorm Strategy și astăzi am alături de mine un om special. De ce? Este special prin natura acțiunilor sale. Ajută antreprenorii să evolueze din perspectiva financiară. Astăzi este cu mine Paula Pârvănescu și ne vom atinge un subiect foarte, foarte fierbinte pentru toți antreprenorii și mai ales în aceste situații speciale, cum facem rost, cum improvizăm, cum îmbunătățim partea financiară a afacerilor noastre. Și Paula ne povestește în detaliu despre fondurile puse la dispoziție special pentru antreprenori, pentru că ești din poziția de specialist pe această zonă. Bună dimineața, Paula, și bine te-am găsit la Mapa Antreprenorială. Bună dimineața, Gabriela, și mulțumesc frumos pentru invitație. Felicitări pentru tot ce ai făcut până acum și mult succes de acum înainte. Mulțumesc. Antreprenorilor le doresc să treacă cât mai ușor prin această perioadă și să treacă cu bine, chiar dacă întârzierile acestea acum în ceea ce privește activitatea la câteva sectoare din ramura asta de industrială a fost afectată, eu sunt convinsă că vor reuși să treacă cu brio peste. Fiind anul 2020 este final de an de exercițiu financiar în ceea ce privește variantele de finanțare de la Comisia Europeană, cât și din bugetele fiecărui stat. Următorul exercițiu financiar, și de asta chiar mă bucur că avem această întâlnire de astăzi, din 2020, pentru că sunt convinsă că le vom da idei antreprenorilor și când va deveni activ noul exercițiu financiar 2021-2027, ei până atunci vor ști deja în ce să investească banii, dacă merită să-și dezvolte activitatea pe care acum o au sau dacă ar fi cazul să înceapă să-și diversifice activitatea, să vină cu o altă activitate în cadrul companiei, pentru că antreprenorii nu se lasă. Antreprenorii sunt convinsă că vor merge mai departe continuu. Avem în momentul acesta, mai ales pentru românii noștri, atât cei care, antreprenorii români, atât din România, cât și cei din diaspora, se pot îndrepta, mai ales în acest an de zile, către fondurile gestionate direct de Comisia Europeană. De exemplu, sunt mai multe programe, promit că voi deveni cu informații despre ele și le voi pune într-un material încât să aibă toată lumea acces la ele și să nu stea să caute, pentru că acum fac o paranteză, site-ul Comisiei Europene este ceva, te pierzi, te rătăcești, intri, ieși, nu mai știi pe unde ai fost, este destul de, nu este atât de ușor, atât de friendly în zona aceasta, dar avem norocul, să zic așa, situații că mai sunt bani la Comisia Europeană. Programul Accelerator este unul dintre cele mai bune programe unde sunt finanțate tot ce înseamnă zona aceasta de IMM-uri. A fost un call deschis până în data de 19 mai, sprijin de la 500.000 de euro la 2 milioane și jumătate de euro și trei pași importanți în atingerea punctajului spre a intra în finanțare au fost zona de green în cadrul echipamentelor a întreprinderii, adică pentru cei care au dorit finanțare, procesul de inovarea de proces și de produs. Un lucru care este normal, că nu putem să facem acum, știți, cu inovarea de proces și de produs este obligatorie, dar totodată este normală în cadrul fiecărei unități de producție sau orice înseamnă activitate comercială, pentru că, uitați-vă, am depășit anii 90, anii 2000, până și noi aici în România, adică venim cu, mă rog, tehnologia a ajuns și la noi și s-au împrietenit cam toți administratorii
de orice business din România cu zona aceasta și sunt convinsă că sunt mulți care încearcă și au și reușit să funcționeze mai mult pe variantă tehnologică decât, să zic așa, pe foi și registre și cum era pe vreme, mai ales că acum a reușit și statul cât de cât să demonstreze în ultima perioadă că pot și să folosească mai mult registrele online, să zic așa, decât registrul de la intrarea în instituție. Deci, pe lângă variantele astea de finanțare, și acum următorul call în acest an va avea loc la începutul, va fi deadline-ul când se vor depune proiectele, la începutul lunii octombrie. Proiectele sunt un fel de, sunt mult mai ușor accesibile. Eu asta acum, sincer vă zic, comparând programele operaționale gestionate de ministerele noastre cu variantele de finanțare gestionate direct de la Comisia Europeană. Se depune proiectul, se calculează punctajul, mă rog, proiectul este o cerere de finanțare, de fapt, dar nu la fel de stufoasă ca la noi. Ca la noi mă refer aici direct cum reușesc să depună antreprenorii proiectele, unde te duci cu proiect de 100, 200, 500 de pagini, trebuie să muncești efectiv, să depui, să vezi și nici nu știi la momentul respectiv dacă îți vei primi finanțarea sau nu vei primi. De asta zic, varianta cum este gestionată de Comisia Europeană, unde doar prezinți proiectul inițial, dar bineînțeles corelate activitățile cu bugetul, cu echipa de management și totodată de implementare a proiectului cu absolut tot, după care urmează semnarea contractului de finanțare și implementarea lui. Și efectiv ai atunci timp la dispoziție să-ți pregătești și partea tehnică și partea financiară încât să reușești să-ți faci proiectul. Zona de producție este destul de bine finanțată, atât din fondurile de la bugetul statului, cât și din fondurile de la Comisia Europeană. Foarte mulți bani se duc în zona aceasta de new technology, tot ce înseamnă dezvoltarea aceasta, atât de digitizare cât și de digitalizare. Acum, ce trebuie, mă gândesc mai mult la România, dar nu este singura țară care are procesul de digitizare mult mai în spate decât digitalizarea, așa că suntem cu toții binevoitori. Pe lângă chestiunea aceasta mai este iarăși, dar acum o să vedem cum foarte mulți bani și inclusiv România, cum a fost votat de către Parlamentul European și de la propunerea Comisiei Europene, foarte mulți bani vor veni în zona de IMM-uri și în special pe zona de internaționalizare. În momentul acesta mă refer ca buget complet 2014-2020, nu a mai fost finanțată activitatea de internaționalizare prin fonduri structurale, ci a fost în cadrul actualului, mă rog, Ministerul Economiei, un program de internaționalizare unde primeau antreprenorii o sumă forfetară de 25.000 de lei pentru participarea la târguri sau la expoziții și 10.000 de lei pentru participarea în cadrul misiunilor economice. Destul de ușor, să zic așa, a fost acest proces de aprobare, mai ales că suma era într-un mod forfetar, era ok, a funcționat bine, dar pentru o companie care dorește, de asta zic, fondurile au fost din punctul meu de vedere insuficiente, pentru o companie ca să meargă, să-și ducă produsele, să-și construiască standul, să-și ducă echipa, pentru că nu pot merge doar, nu știu, maxim două persoane din cadrul unității a firmei să meargă la un târg, nu știu, la Lisabona sau în Statele Unite sau pe piața din Asia. Și atunci ai nevoie de o echipă mai mare și suma trebuie să fie mult mai mare. Pe lângă asta, trebuie să discutăm și despre produsele pe care le faci pentru piața respectivă. Dacă eu sunt producător din Maramureș și vreau să produc, nu știu, vreau să am un produs cu care să merg pe piața din Japonia, produsul meu trebuie să-l adaptez pieței de acolo și atunci eu clar am nevoie de bani înainte ca să pot să-mi adaptez produsul la piața de acolo și apoi să pot să-mi fac un stand, nu ca la Brașov, ci ca în Tokyo, dacă aleg piața din Asia.
Și am văzut că acum, pe lângă exercițiul financiar 2021-2027, a fost aprobat un miliard de euro care se vorbește în zona de IMM-uri cu punctaj separat pe zona de internaționalizare, ceea ce e foarte bine. Atunci când, avem în vedere internaționalizarea, ai punctat o parte dintre antreprenori, cei care au un produs fizic, să spunem așa, și îl expun în diverse prezentări. Ceilalți antreprenori care au, care vin din zona de servicii, au acces la aceste tipuri de fonduri? Da, aici în zona de participare în cadrul misiunilor economice, doar că eu mi-amintesc acum, chiar dacă eram în facultate, dar mi-amintesc că urmăream mai mult televizorul decât acum. Și a fost o chestiune pe care eu nu am mai văzut-o în ultimii ani, decât la foarte puține persoane, persoane cu poziții în zona aceasta guvernamentală. Ideal ar fi ca orice demnitar, în momentul în care merge într-o vizită politică, economică, într-un alt stat, să aibă și să reușească să formeze, să formeze o echipă pe zona economică de business cu care să meargă și să participe acolo. Și asta pot să vă spun și din propria experiență, unde ministerul unde am fost eu secretar de stat a avut și zona aceasta de internaționalizare ca finanțare. Și erau, dar la noi în România, secretar de stat nu e o poziție, e o poziție ok, dar nu este o poziție, nu e o poziție foarte puternică. Și atunci sunt foarte mulți antreprenori, asta am văzut totuși, în ideea în care eu am reușit și am făcut niște misiuni economice care nu au mai fost până acum, până la momentul respectiv făcute. Sunt foarte mulți care nu vreau să mă duc cu premierul sau vreau să mă duc cu ministrul de finanțe sau vreau să mă duc, adică încearcă să meargă pe o ierarhie destul de sus. Pe când agenda primului ministru, al ministrului de finanțe, al ministrului economiei, e destul de încărcată pe plan intern. Și atunci, ei ar trebui să gândească cumva, că de asta zic, orice demnitar poate, cu omologul din țara unde urmează să meargă în deplasarea oficială, poate să stabilească B2B-uri din acestea sau așa zise forumuri de afaceri, unde ar trebui să participe obligatoriu companii de la noi din țară cu companii de acolo. Cei drept au o altă putere și au o altă valoare și clar feedback-ul e mult mai rapid decât în celelalte condiții. Și cu toate astea să nu uităm că sunt foarte mulți oameni în cadrul ambasadelor, ambasadele noastre care funcționează în alte state, care sunt plătiți de statul român și sunt pe zona comercială. La noi nu, cultura aceasta, să zic, nu, nimeni nu din aparatul de stat nu vine să le explice antreprenorilor. Mergeți la Londra, că aveți acolo atașat comercial și el vă va ajuta și vă va susține pe zona antreprenorială. Mergeți la Tokyo, veți găsi același lucru. Mergeți în Beijing, veți găsi același lucru. Uh-huh. Și din păcate, este zona de internaționalizare, cu oricât de mulți bani ar veni statul, dacă nu vine și cu factorul uman implicat efectiv în acest proces de internaționalizare și lasă un antreprenor așa singur într-o piață pe care nu o cunoaște, efectele vor fi mult reduse. Dar dacă implicarea va veni atât financiară cât și cu suport instituțional, eu sunt convinsă că antreprenorii vor avea un mare câștig. Și ei ar trebui, de asta zic, adică antreprenorii ar trebui să aibă aceste informații și să meargă și să reușească așa, mai ales că v-am spus, sprijinul e dublu, adică există, doar că nu se cunosc pașii, cum poți să faci aceste lucruri. Tocmai această intransparență, a nu se cunoaște lista cu pași, care este acel factor sau acea persoană care este specializată pe zona de comercializare și de suport a antreprenorilor,
și ce poate să facă, ce resurse trebuie să acceseze, asta face de cele mai multe ori ca antreprenorii de acasă să ia internaționalizarea ca un proces extrem, extrem de anevoios, dar nu este așa dacă ar ști acei pași care sunt, ar fi trebuit să fie destul de evidenți și publici și nu cu ușile închise. Cred că sunt foarte multe oportunități pe care sunt lăsate așa cu ușile închise și nu sunt, n-au voce. Și asta pentru că și din experiența de a locui la Londra de atâția ani, regăsesc că există o lentoare în a exprima informațiile corecte și au nevoie, antreprenorii au nevoie, suntem afacerile care nu au pe agenda lor internaționalizarea, sunt menite de cele mai multe ori să moară și asta ar ajuta foarte mult să crească, că într-adevăr avem nevoie de partea financiară, dar avem și nevoie într-un proces mult mai mare de factorul uman care să ne conecteze. Și cum se întâmplă această conectare decât dacă statul are un reprezentativ vertical în care lucrurile sunt transmise cu pași concreți. Și asta este foarte important. Paula, menționai de variante de finanțare pentru diaspora. Mai sunt și altele pe lângă cele menționate de tine? În permisiunea ta, te rog, în ceea ce privește lista, spre exemplu, cu informațiile astea, sunt foarte publice informațiile. Doar că nu că nu au acces, oamenii nu știu, în atâția ani de zile s-au schimbat denumirile instituțiilor, okay, atât a ministerelor cât și a portalurilor acestora de comerț, de internaționalizare, de orice, și atât fizic, dar să zic, și ministerele au tot fost relocate dintr-o parte în cealaltă, instituțiile și-au schimbat denumirea din agenții, în centre, în ministere, în direcții, în toate astea, și este o informație care doar cei care, băi, parcă existau cândva, nu știu, atașații comerciali, sau parcă treaba lor era să ne ajute și pe noi, adică s-au pierdut astea, pentru că acum zona asta de online a devenit, ok, ți-ai biletul, ai plecat în secunda doi, ai urcat în avion și atunci te duci, hai că am niște prieteni, haide că mai știu niște români plecați în diaspora, hai că mă ajută ei. Dar este într-adevăr o cale ușoară, dar cu un suport instituțional puternic, să zic așa, din partea statului și care asta trebuie să facă și fac. Pentru că noi avem la Londra, da, îl cunosc pe Bogdan Văduva, este un om extraordinar, nu știu dacă ați reușit să interacționați până acum, dar el, da, într-adevăr, este foarte implicat, dintre... așa este. Este un exact. Om foarte implicat este în comunitate. Da. În ceea ce, ca să revenim, deci acum, nu știu, cred că tot www.dce.gov.ro ar cam trebui să fie site-ul, dar m-a spus s-a schimbat de atâtea ori încât nu știu sigur dacă este același. Cam de acolo ar fi informațiile, dar vom face noi prin Romanian Business Chamber, vom începe de luna viitoare, din luna iulie, și o să facem așa un tur de forță prin țară, alături de parteneriat cu patronatele, cu asociațiile, cu fundațiile, să reușim exact să aducem aceste informații la îndemâna antreprenorului și o face atât fizic cât și online. Încât oamenii să aibă informația și să o folosească. În ceea ce privește variantele de finanțare, acum depinde, Comisia Europeană gestionează un pachet destul de amplu în ceea ce privește sectoarele de activitate care primesc finanțare. În momentul acesta nu există, din punct de vedere al... Și aici mă refer la antreprenorii din toate statele membre Uniunii Europene. Deci orică este un agent economic din România, orică este un agent economic din Franța, primește aceeași subvenție pentru în finanțarea activității.
Există multe și pe zona de agricultură, pe zona de robotică, pe zona de, adică robotică atât în agricultură cât și robotică industrială în unitățile de producție. Apropo de tot ce înseamnă new technology, foarte multe variante de finanțare în zona aceasta de sănătate, adică acest COVID-ul, această pandemie a reușit să direcționeze într-adevăr sau să așeze până la urmă decidenții europeni la o masă și să zică ok, haide să facem ceva pentru IMM-uri. Sunt aici, nu știu, încă n-aș vrea să mă pronunț în ceea ce privește o concluzie privind administrarea fondurilor în urma pandemiei la nivel de Uniunea Europeană și mai ales cum au împărțit până acum banii și iarăși și zona aceasta bancară la noi, nu știu dacă știți, cu zona de IMM Invest, cu fondul de PNGC IMM-ul, este un pic de asta zic. Haideți să mai așteptăm și luna viitoare pe zona aceasta și vedem cum se va trage linie la nivel de decizii. La nivel de concluzii finale după variantele de finanțare, acum antreprenorii cam din tot spațiul comunitar, eu zic că au o mână de ajutor întinsă financiar și cei care nu au primit până acum un sprijin, cu siguranță vor primi în perioada următoare. Și aici, cred că, nu știu, din câte am citit, Germania, cred că a fost primul stat care a pus, să zic așa, antreprenorilor sume de bani la dispoziție ca să-și susțină activitatea și posibil ca România să fie printre ultimile, pentru că din punct de vedere al birocrației și al avizelor și al, să zic așa, deciziilor care trebuie să se ia, care minister să gestioneze un program de finanțare, care să-l gestioneze pe celălalt, s-ar putea să mai dureze la noi. Și ce funcționează în Franța, în Grecia, în Grecia nu a fost cazul, dar și ei au primit în Franța, Spania, Italia sau Germania, la noi s-ar putea să vină cu un delay din acesta undeva probabil prin august-septembrie, ce ar fi trebuit să vină deja din mai cel târziu. Dar cu siguranță și antreprenorii din România vor avea șansa aceasta. Și ca să revenim pentru toți antreprenorii din spațiul comunitar și mai ales pentru românii noștri, fondurile acelea cu diaspora, în momentul acesta fiind final de exercițiu bugetar 2014-2020, nu prea mai au unde și cum să mai depună proiectul. Dar sfatul meu, cu permisiunea dumnealor, ar fi să-și identifice, în primul rând, atât serviciu sau produsul, în funcție de ce vor sau ce pot să facă, pentru că e foarte important să știi, eu pot să vând cărți sau pot să vând mașini. Și atunci, dacă eu pot să vând cărți, mă apuc și îmi fac ori o librărie, ori efectiv încep să fac un parteneriat cu scriitorii și să scriem singuri cărțile, sau mașină la fel, ori fac o unitate de subansamble sau ceva, ori mă apuc și efectiv intru în competiție cu Mercedes și atunci știu ce vând mai bine și așa îmi pornesc business-ul. Și să se gândească foarte bine la ce ar putea să vând, adică din ce ar putea scoate bani, să identifice piața. Și începând cu 2021, de asta zic, adică timp au, să zic așa, suficient în ceea ce privește luarea unei decizii din punct de vedere al unui business, mai strâng și câțiva bani încât să aibă zona de cofinanțare, pentru că e clar, toate proiectele au nevoie și de bani direcți din partea solicitantului, în afară de subvenția care se primește de la comisie, și anul următor să știe să-și facă. Ok, și o să zic că eu vreau să-mi fac un service, eu vreau să-mi fac o firmă de construcții. Toate activitățile acestea, deci în afară, toate activitățile vor primi finanțare. România este la al treilea exercițiu financiar. S-au schimbat multe și la noi, dar sunt foarte multe și eu am cunoscut în ultimii ani, am cunoscut foarte mulți antreprenori care și-au relocat în proporții de peste 50% business-ul din România într-un alt stat membru sau au fost și cei care au venit aici. România mai are încă un avantaj
în ceea ce privește zona aceasta de investiții. Pentru că eu, antreprenor român, iau decizia și merg și îmi fac încă un business în Franța și atunci eu gestionez un business și în România și în Franța. Pot să mai găsesc în Franța 2-3 parteneri și să vin să fac investiții mult mai mari din punct de vedere financiar în România, România fiind încă o piață ieftină la nivel de investiții. Și cam așa ar trebui să vadă și românii care sunt antreprenori acum în alte state sau care efectiv lucrează, să identifice un partener din cadrul de acolo, dintre colegi, dintre prieteni și să vină să investească în România. România la un moment dat era, că vorbeam mai devreme de internet, deci România a ocupat un an și ceva locul întâi în lume la conexiunea de internet. În ceea ce privește, mă rog, n-aș vrea să mă duc pe zona fiscală, pentru că zona fiscală până la urmă este o decizie politică și cât de, în funcție de decizia care se ia politic să stabilească procentul TVA-ului, aia va fi. Deci asta nu pot să zic, că doar antreprenorul plătește, dar altcineva decide cât trebuie să plătească antreprenorul. Dar sunt foarte multe companii venite în România și eu am văzut cele mai multe companii, în afară de cele mai mari, unde acolo este oricum este și intervenția statului în negocierea aducerilor, dar cele mai multe companii au venit prin românii noștri, ceea ce este un lucru extraordinar. Și de asta zic, și mie îmi pare rău că sunt români în diaspora care nu cunosc variantele de finanțare pe care le-ar putea accesa direct de acolo. Adică nu trebuie să vină în România să acceseze finanțare la Comisia Europeană. Nu. Important e să aibă o societate comercială. Societatea comercială, sunt variante și pentru startup-uri, dar mai mult de 50-70 de mii de euro până acum nu au fost, decât dacă, mă rog, mai venea un consorțiu cu alte companii și acestea sunt și acum și pot să ia și 5 milioane, și 500 de mii de euro, și 30 de milioane. Adică plaja este destul de mare. Și de asta zic, îmi pare rău că ei nu cunosc aceste informații și s-au limitat în a investi bani și a câștiga și a munci foarte mult. Deci românii noștri din diaspora pot accesa direct fonduri de la Comisia Europeană, așa cum pot accesa și antreprenorii români de aici, din România, tot ce înseamnă spațiu comunitar, pot primi și pot avea parteneriate atât cu companii din România, cât cu companii din alte state, sau mai există variante de finanțare gestionate direct de Comisia Europeană, că acum discutăm de acest lucru, unde își pot face parteneriate cu companii din America, din Africa, din Asia, adică și din afara spațiului comunitar. Eu o să vă pregătesc și dacă reușiți, adică Gabriela, dacă reușiți. Cu mare drag, așteptăm link-urile sau toate informațiile adiacente. Era în mintea mea o întrebare. La începutul, foarte multe direcții de awareness au fost vis-a-vis de aceste fonduri de sprijin. Dar lumea este destul de reticentă în a aplica, deoarece se gândesc că termenii de execuție sunt foarte lenți. S-a mai schimbat ceva în acest timp, în ultimii 2 ani? România, eu consider că e ceva special. Ceva special în mai multe domenii, mai ales în domeniul accesării și a consumului din fonduri europene. De ce spun asta? Exercițiul financiar 2014 a început în 2016. Deci a fost nevoie de aproape 2 ani de zile ca autoritățile de management din cadrul ministerelor, da, ministerele de resort, să se acrediteze, să poată să funcționeze, să zic așa, în tot ce înseamnă primirea, analizarea și contractarea proiectelor. După care, venind foarte multe proiecte, pentru că au fost linii de finanțare destinate IMM-urilor care s-au închis în 2 luni de zile.
și banii erau alocați sau, mă rog, erau gândiți pe întreg exercițiu financiar 2014-2020. Nu au mai fost, pentru că a fost nevoie, e nevoie de bani în piață și un antreprenor știe ce să facă cu bani. Au mai rămas, au fost probleme în ceea ce privește liniile de finanțare destinate sistemului public. O primărie, într-adevăr, până trece de tot procesul de achiziții publice, încât să își contracteze proiectantul, consultantul, după aceea ei să facă proiectul, să nu aibă bani să plătească, nu mai sunt bani la buget, mă rog. Fiind final de an fiscal acum, 2020, au reușit și din sumele rămase au reușit să facă redistribuire financiară între apeluri și au mai venit cu încă câteva sume, dar oricum destul de puține pentru IMM-uri, dar sunt câteva IMM-uri care vor primi finanțare și anul acesta. Și pe lângă situația aceasta au fost, adică, depui proiectul acum, ar cam hai să zicem în luna aprilie, da? În luna aprilie 2020 depui proiectul. Din toate calculele unui om de afaceri, trebuie să știe, se bazează și face un plan de afaceri și știe, acum depun proiectul, știu că până la, nu știu, undeva, hai să zic, perioada de analiză de 3-4 luni de zile, indiferent de cum, în septembrie, octombrie maxim, eu ar trebui să am toate echipamentele la mine în unitatea de producție și să încep să-mi cresc fluxul. Și el își calculează că în 2020 o să mărească fluxul, o să creeze mai multe locuri de muncă, se va întâmpla o minunăție acolo și... În 2020 riscă să stea proiectul în așteptare să intre în analiză 2 ani de zile. Și atunci ce am făcut? Adică eu ca activitate, eu ca antreprenor, vreau să fac ieri, nu vreau să fac la anul. Și atunci tu vino și ajută-mă. Vino și ajută-mă, acesta este destul de, chiar dacă s-a făcut acel mai smis și în România și acum de proiectele se depun online, dar se depun online, dar vă spun că acel online, adică stai și scrii proiectul, după care trebuie să-l înscrii într-o platformă, să scrii continuu în platforma aia parte din ce ai scris în cererea de finanțare și în planul de afaceri și să încarci o grămadă de documente și după ce le-ai încărcat, trebuie să încarci și materialul din care ai scris în acest mai smis. Deci încă în România nu s-au, adică nu știu dacă este vina deților politici sau a aparatului tehnic din cadrul ministerelor de resort, care n-au reușit să fie mult mai transparent, să fie, băi, ce ne interesează? Să existe compania, să aibă activitate, să aibă locuri de muncă și, ok, hai să vedem pe ce vrea să dea banii. După care, ok, hai să vedem și un proiect tehnic, hai să vedem tot ce. Dar nu să-i cer dinainte să mai lași antreprenorul 2 ani de zile în așteptare și apoi să vezi dacă mai face. Indicatorii nu mai sunt aceiași. Nu mai sunt, pentru că eu dacă depun proiectul în 2020, eu merg pe calculul indicatorilor financiari din 2019. Și dacă mie îmi intră contractul proiectul în finanțare în 2022, atunci eu o să mă duc pe 2021. Poate 2021 nu e mai grozav decât 2019. Și de asta zic, adică ar trebui făcut cumva. Eu cred foarte mult în grupurile de lucru, dar cred în grupurile de lucru acolo unde se implică mediul privat. Dacă vin doar cei care se cunosc ei și sunt așa o mână de 10-20 de oameni și participă continuu, nu o să fie niciodată adaptate la nivelul nostru, pentru că antreprenorii din România au reușit și sunt mult mai departe față de acum câțiva ani de zile. Și nu mai au timp, nu mai au, pentru că e foarte simplu, decât să stau să ajung să vorbesc cu cineva din minister și să mă programeze peste 2-3 săptămâni de zile la o discuție de 10 minute sau de 30 de minute, mai bine îmi iau un avion, un bilet de avion, mă duc în, nu știu, oriunde în Europa sau în altă parte, semnez un contract și aia e, mi-aduce mai mulți bani. Dar zic, confortul nu mai este același și acum competiția este foarte mare între antreprenori. Și au devenit oricum mult mai prietenoși. Paula, o ultimă întrebare. Care sunt predicțiile în ceea ce ține fondurile puse la dispoziție pentru antreprenori pentru următorii ani, pentru următoarea
serie, dar care sunt, care sunt pe masa de lucru. Da, mulțumesc. Într-adevăr, trebuie să știe antreprenorii deciziile pe care le-au luat, mă rog, cei care sunt în diverse poziții de conducere, atât în Parlamentul European, cât și în Comisia Europeană. Deci, banii se vor duce pe zona de digitalizare foarte mult. Digitalizarea aici, mă refer la orice, adică orice intră în zona de e-commerce. Adică n-aș vrea să înțeleagă doar... nu știu, eliminarea, să zic, registrelor, nu. Vorbim acum de antreprenoriat, nu vorbim de aparatul de stat. Acolo este altceva. Deci pe zona aceasta de e-commerce, în, atât în platforme, cât și în cursuri și în pregătirea persoanelor care să-și poată dezvolta chestiunea asta, vor fi foarte mulți bani. Vor fi foarte mulți bani, iar e tot cam acolo, zona de robotică, foarte mulți bani se vor băga, deci atât în robotica, atât în activitate, atât în sănătate, cât și în agricultură, cât și în producție de orice fel. Deci este o piață care va fi, adică este o zonă care va primi finanțare și asta ar fi ideal pentru mulți dintre antreprenorii noștri sau viitori antreprenori, de oriunde sunt ei, să folosească. În internaționalizare vor fi bani și în tot ce înseamnă zona aceasta de inovare de proces, inovare de produs și, bineînțeles, componenta green. Componenta green este, în România, eu consider că funcționează de mulți ani, dar abia acum începe cât de cât, sau nici acum, undeva probabil începând cu 2021-2022, va fi așa un termen destul de familiarizat. Și vă spun de ce funcționează de mult, pentru că inclusiv pe fondurile europene se punctau echipamentele mai noi, adică nu, dacă iau un echipament de acum 10 ani de zile, nu primeam așa punctaj cât primeam pe unul produs acum un an de zile. Adică cu un consum mult mai redus de energie, de absolut tot, capacitatea lui, greutatea mult mai slabă, produce mai mult, da? Deci zona asta de green... vor fi foarte multe, tot de Comisia Europeană, este un program de finanțare pentru IMM-uri din toate domeniile de activitate. Și de asta zic, adică abia acum vine și la noi, să zic așa, ca și obligativitate, dar până acum era condiționată de punctaj. Și bineînțeles că antreprenorii, când își căutau echipamente ca să le achiziționeze prin proiecte, își căutau echipamente cât mai nou, pentru că oricum subvenția era venită în cadrul unității. Și acum, dar acum va fi o așa zisă obligativitate ca echipamentele să fie green. Ok, o să fie green, pentru că oricum mai bine îmi iau un LED decât să-mi iau un bec cum era cândva și într-adevăr e mult mai costisitor, nu e la fel de costisitor cum nici din punct de vedere energetic cum era cândva. Mă rog, de zona de green la nivel de echipamente. Deci un echipament să fie cât mai nou, să aibă costuri cât mai multe și să producă cât mai mult până la urmă. Zona de inovare de atât de proces cât și de produs, aici, ca să vă dau așa în mare un exemplu, la proces, eu, spre exemplu, ca antreprenor, nu mai stau să-mi înregistrez în contabilitate pe registre și îmi cumpăr o aplicație. Asta înseamnă inovare de proces. Inovarea de produs, aici, nu știu, fac... spre exemplu, un mobilier, un corp de mobile, da? Vă dau un exemplu, un pad din acela care se punea în perete și trebuia să-l ridici ca să ai mai mult spațiu în cameră ziua și foloseai cu forța proprie, îl puneai la loc cu forța proprie. Acum nu, acum poți să-i pui acolo un buton și asta înseamnă că este inovare de produs și el se ridică singur. Adică nu este greu să mergem pe varianta aceasta. Deci tot ce înseamnă zona de producție, zona de servicii, atât în activitatea aceasta hotelieră, în tot ce înseamnă serviciurile auto. La nivel mie, mi-e foarte greu să mă limitez. Deci
Ok, nu se finanțează activitățile de armament, activitățile de droguri și, mă rog, câteva atât. În rest, se va finanța orice. Variantele de finanțare vor fi pentru startup-uri de 50.000 de euro până la 50.000 de euro, și aici mă refer la ce înseamnă exercițiul financiar, unde se împar banii către statele membre. De la Comisia Europeană vor fi variante de finanțare pentru startup-uri de până la 50.000 de euro, dar se vor putea depune și în consorțiu proiecte, se facă un parteneriat între mai multe și atunci se pot duce, vor fi limite de sume de 300.000 de euro, de 500.000 de euro. Un startup este considerată orice societate care are o activitate de până la 3 ani fiscali. Asta dacă nu depășește categoria de întreprindere, mă rog, IMM, acolo e altceva. Dar ca startup, pe Comisia Europeană intră această variantă. Și atunci, de asta zic, oricine își dorește să facă ceva, important e să consulte în momentul acesta site-ul Comisiei Europene. Dar vom reveni noi, o să-ți dau să diseminezi și tu aceste informații ca să le aibă mult. Ușor, ca să fie doar la un click distanță și nu la multe search-uri pe pagini, și atunci și cu siguranță eu sunt convinsă că multe afaceri se vor dezvolta foarte bine cu sprijinul următorului exercițiu financiar, pentru că acum, v-am spus, adică numai antreprenorul e mult mai bine pregătit și e mult mai interesat și știe cum să facă bani mult mai ușor decât acum 10-20 de ani. Îți mulțumesc, Paula, pentru multitudinea de informații valoroase pentru noi antreprenorii. Într-adevăr, nu sunt puține, deci când avem nevoie de suport extern și e foarte important să știm că există și că este real și că oamenii au acces la el cât se poate de bine. Și da, ne dorim atunci când IMM-urile, antreprenoriatul este dezvoltat și țara este dezvoltată. Dacă tragem un ochi la țările dezvoltate, vedem că accentul se pune pe zona privată foarte mult și se încurajează antreprenoriatul foarte mult. Îți mulțumesc pentru disponibilitatea informațiilor și așteptăm de la tine noutăți despre fonduri care vin ca și suport pentru noi antreprenorii. Toate cele bune! Mulțumesc și eu. Numai bine, voi reveni cu variantele, cu link-urile către variantele de finanțare și să dea Domnul să fie cât mai multe panglici tăiate de antreprenori și să fie bine pentru toți. Îți mulțumesc. Numai bine, să ne vedem. Numai bine. La revedere!